De mâine, toți cei care călătoresc în Austria trebuie să completeze un formular online pe care să îl prezinte la intrarea în țară. Din cauza evoluției dramatice a pandemiei de coronavirus oficialii de la Viena, cerca toți cei care vor să intre pe teritoriul austriac, inclusiv cetățenii români, să se înregistreze electronic, anunță Ministerul Afacerilor Externe de la București. Noul formular este denumit Pre-Travel Clearance. Persoanele exceptate de la această nouă măsură impusă de Austria sunt transportatorii profesioniști de mărfuri, navetiștii sau persoanele aflate în tranzit.